Salutare tuturor, eu sunt The Link, bine v-am regăsit la un clip cu totul inedit, aș putea spune. Nu știu dacă voi face o serie cu așa ceva. Am aici un pachet destul de greu. Ideea este că am luat mai multe lucruri de pe PC Garage în valoare de 600 de lei. O să vă pun link în descriere către fiecare produs pe care îl voi arăta astăzi. Și mă gândesc să facem o serie cu diverse sume pe care, nu știu, gen, eu le folosesc când a achiziționa produse de la diferite, de la diferiți producători sau diferite site-uri. Astăzi vorbim despre PC Garage. Apropo, dacă vreți pe mine să mă ajutați când comandați ceva de pe PC Garage, fie că optați pentru un sistem de gaming sau vă luați un, nu știu, orice periferic de gaming, mă refer aici tastatură, mouse, orice produs de pe PC Garage, dacă vreți să mă ajutați pe mine, folosiți voucherul pe care îl vedeți aici, YTheLink, și băieții de acolo vor vedea că ați venit pe site și ați cumpărat folosind voucherul meu și pe mine mă ajută chestia asta. Am aici pachetul ăsta mare. O să încerc să-l desigilez cât pot eu de rapid pentru voi. Sper să nu mă tai folosind cutter-ul ăsta. Dar hai să vedem. Sincer să fiu cu voi, am luat aceste produse de pe PC Garage în urmă cu câteva săptămâni bune. Dacă s-o să mă gândesc 2-3 săptămâni, am și uitat ce se află aici. Ideea este că cu virusul ăsta, corona asta virus, am și uitat. Adică comanda a întârziat foarte mult. Ideea e că sunt mai multe lucruri, mă refer aici la câteva chestii de, nu știu, pentru mine, cum e mousepad-ul ăsta, sunt câteva lucruri pentru mașină, soluții de curățare, sunt câteva lucruri pe care le folosesc, nu știu, pentru un suport de mașină pentru telefon, un magnet sau o husă, și au venit din mai multe părți, de la mai mulți producători, și ăsta a fost motivul pentru care am întârziat. O să arunc eu pe jos toate chestiile astea. Uite, că tot vorbeam de mousepad, nu știu dacă focalizează camera, dacă o să vedeți că e în focus, am luat un mousepad la fel de mare cum e și ăsta. Însă eu tind să schimb produsele astea pe care le utilizez destul de zilnic, pentru că cu timpul, bine, eu fac și o greșeală, eu mănânc la birou, mai scapă câte una alta din farfurie și se uzează și se pătează totodată, și cam periodic la un an, să zic așa, schimb mousepad-ul ăsta. Îmi place să am un mousepad cât mai mare, să acopere cât mai mult din suprafața biroului. E un scotch aici, care nu vrea să se înlăture atât de ușor. Așa, haideți că am reușit fără să mă tai aparent. Deci asta este un lucru benefic. Da, deci... Mamă, mai are un sigiliu. Bă, urăsc de fiecare dată chestiile astea care sunt cât se poate de bine ambalate. Așa. Și este un mousepad ăsta uriaș de un metru și ceva. O să încerc să-l desfac acum. Ceva de genul ăsta, stai așa, ca un covor, știți? Sunteți obișnuiți cu siguranță cu astfel de produse, probabil și voi aveți. Este de la Marvo, seria Scorpion, din ce vă scrie, la fel și este și cel de pe masă, însă cu un alt design. Am zis totuși să schimb, să nu iau la fel. Deci v-am zis motivul pentru care schimb periodic la un an astfel de produse, pentru că nu știu dacă este neapărat o greșeală, dar eu mănânc la birou. Îmi place foarte mult să mă uit la un ecran mare când mănânc pe YouTube și alte lucruri. Că tot vorbeam de produse pentru mașină, am luat o soluție foarte bună. O folosesc foarte des când curăț jantele. Ideea e că pulverizează un fel de soluție care decontaminează tot ce lasă plăcuța de frână pe jantă. Știți că, cred că ferodou se numește sau ceva de genul, mizeria aia se vede destul de urât și este super eficient, adică înlătură extrem de repede, doar pulverizez, se face mov toată murdăria de pe jantă, după care cu un jet, cu o clătire se rezolvă totul. Bun, hai că am aici, am și un antigel, este pentru BMW, este G11. Ideea este că când mi-am schimbat eu antigelul, când am luat mașina de la fost proprietar, am schimbat antigelul și toate chestiile astea, toate fluidele, ăla de frână, schimbul de ulei și așa mai departe, și știu că am băgat cam puțin antigel în comparație cu cantitatea, în comparație cu cantitatea de apă pe care am folosit-o, și am zis să mai completez. Văd că și picură, nu știu. Bă, că picură cât un pic, o să-l las aici. Deci trebuie să mai completez eu cu antigel, că știu că am prea multă apă gen în loc de antigel. Avem aici o husă, ia să-mi face focus. Avem o husă pentru telefonul meu. Știți, sunt adeptul huselor originale, dar ideea este că
După un timp am zis să m-am plictisit de modelele astea banale de la Apple, cele de piele și cele de silicon, și am zis să-mi iau și o cusă diferită și sincer să fiu cu voi, nici n-am vrut să dau 200 de lei pe o cusă de telefon. Cusa asta a fost undeva la 50 de lei, este o cusă subțirică, roșie, care să acopere așa de impactul minim pe care poate păți telefonul tău, adică nu o să-ți păseze la fel de bine telefonul cum o face cusa asta, sunt conștient că e mai groasă și așa, dar na. Bun. Deci husa n-are rost de prea multă prezentare, o punem și pe a doua parte. Mai avem aici multe lucruri. Știți că îmi place să-mi spăl mașina singur, astfel că mi-am luat o mănușă de foarte bună calitate. Mănușa asta este undeva la 100 de lei. Eu când spăl mașina îmi place să mă relaxez făcând asta și folosesc regula celor două găleți. Și cu mănușa asta bag într-o găleată soluția de șampon, iar în alta o clătesc după ce vine murdăria de pe mașină, după ce a asimilat-o mănușa asta, o clătesc frumos în altă găleată și de acolo iar băgăm în găleata curată cu șampon și este dintr-un material care nu o să ți zgârie ție suprafața pe care o ai acolo pe mașină. Este de bună calitate, credeți-mă, mi-a fost recomandată de către băieții de la Real Car Center și am încredere în sfaturile lor. Apropo, nu uita să dați un follow și profilului meu de Instagram, l-am atașat pe aici pe undeva. În principiu, acolo vedeți mult mai repede ceea ce fac eu zi de zi. Vedeți dacă mă joc cu voi pe GTA sau pe CSGO și vă dau un invite sau vedeți ce se întâmplă pe la mașinile mele. Așa că mergeți și voi și băgați un follow, repede, repede. Mai avem aici câteva lucruri. Ia să văd eu. Avem două soluții care seamănă, dar sunt diferite. Asta este o soluție de la Sion. Bine, și mănușa este tot de la ei, deci mănușa și aceste două soluții sunt de la același producător. Asta este pentru Universal Interior Cleaner. Orice suprafață din interior, din ce am citit pe site acolo, fie ea piele, fie ea, nu știu, gen textil sau planșa de bord, îți lasă un miros plăcut în urmă și totodată și înlătură praful și alte, nu știu, dacă scade suc în mașină se mai pot întâmpla astfel de evenimente. Iar asta este pentru remove bugs in... asta este pentru musculițe. Musculițe, țânțari și chestii care pot apărea pe mașină când mergi la un drum lung. Mi s-a terminat soluția și am zis să cumpăr ceva pentru asta. Aici am un burețel. Burețelul ăsta este pentru soluția pe care eu o aplic pe anvelope. Aplic o soluție pe anvelope și gen să dau uniform pe cauciuc să fie negru. Știți la ce mă refer? Am o soluție, nu am aici lângă mine pentru că o am în balcon. Pulverizez, pac, 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 pac și să nu trec eu cu mâna sau cu, nu știu, cu altceva, să folosesc acest burețel. Este destul de ok pentru că burețelul ăsta rămâne imbibat și mereu în locul unde țineam eu burețelul pentru anvelope. Ăsta mai se scurge soluția și tot felul de lucruri, iar văd că are un căpăcel. Mai mult de asta l-am luat pentru a nu murdări restul lucrurilor pe care le țin în trusa de... Am scutat mașina singur. Ops. Evident că avem un cablu pentru... nu știu dacă dăm focus pentru încărcarea iPhone-ului. Nu știu dacă este în focus, sper să fie. Se rup, știți și voi, avem nevoie întotdeauna în casă decât un cablu de ăsta original. Atenție, original, nu fake. Așa, și mai avem două mici produse. Pot să dau cutia asta jos din cadru. Mai avem două mici produse care cred că nu au rost de prezentare prea mare. Nu o să le desfac acum că n-are rost. Ăsta este un încărcător, o brichetă de mașină. Are fast charging, adică ți încarcă rapid și, nu știu, arată bine. E micuț, l-am luat pentru că n-am vrut să fie ceva foarte bombat. Iar ăsta este un magnet pe care îl pui între husa telefonului și suportul de mașină. Să ai în mașină, să stea telefonul acolo prins mai ușor decât cu cleștii aia clasici. Da, mă, acestea fiind spuse, ăsta a fost clipul. Nu știu cât de lung e sau așa, nu vreau să-l fac foarte lung. Sper că v-a plăcut. Pe chestiile astea am prăpădit eu 600 de lei pe PC Garage. Cel mai bucuros sunt, știți de ce, nu? De mănușa asta, pentru că este foarte, foarte fluffy, foarte pufoasă așa și îmi place la nebunie. De-abia aștept să treacă carantina asta să-mi pot spăla mașina cum trebuie, dar și cu asta de telefon o așteptam cu nerăbdare. Eu am fost The Link, nu uitați să dați și voi un like, să folosiți voucherul meu dacă vă cumpărați ceva de pe PC Garage, pentru că primiți și voi o reducere și văd și băieții aia că veniți de la mine. Hai, vă salut, pa, pa! Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!